Înainte de recoltare, kitul Microbiom MIDI vine într-o cutie omologată de transport. Nu o aruncați. Citiți cu atenție pașii pentru pregătirea pacientului înainte de testare. În pungă veți găsi un recipient alb cu flacon și capac maro, un recipient alb cu flacon și capac galben, un recipient negru cu flacon cu tijă galbenă dacă efectuați și determinarea histaminei. Citiți cu atenție instrucțiunile de recoltare. Cum se face recoltarea? Desfaceți hârtia colectoare și așezați-o pe capacul de toaletă. Desfaceți recipientul și scoateți flaconul pentru recoltare. Scrieți numele cu majuscule, data nașterii și data recoltării. Desfaceți flaconul și recoltați cu ajutorul spatulei incorporate. Umpleți flaconul până la jumătatea intervalului minim-maxim. Închideți flaconul și puneți-l înapoi în recipient. Desfaceți recipientul și scoateți flaconul pentru recoltare. Deșurubați capacul galben, rotind în sens invers a celor de ceasornic și scoateți tija. Nu deschideți capacul alb. Introduceți tija în 4 locuri diferite din probă. Îndepărtați surplusul folosind un șervețel. Reintroduceți tija în flacon și înșurubați bine capacul. Asigurați-vă că nu mai poate fi deschis. Rotiți ușor flaconul de câteva ori, înainte și înapoi. Nu agitați. Puneți flaconul în recipient și închideți-l. Cum se face recoltarea pentru histamină? Desfaceți recipientul negru și scoateți flaconul de recoltare. Flaconul conține lichid stabilizator. Nu îl vărsați. Cu o mână țineți fixă inserția conică albastră, iar cu cealaltă deșurubați doar tija galbenă. Introduceți tija în 3 locuri diferite din probă. Introduceți tija înapoi în flacon și închideți-l prin răsucire. Vi se poate părea că nu este suficientă probă. Este suficientă. Nu repetați procedura. Lichidul trebuie să rămână incolor. Puneți flaconul înapoi în recipient. După recoltare. Ambalați proba conform instrucțiunilor și mergeți la clinică pentru recepționarea acesteia.